celui preanalt și dacă ai greșit față de semenii tăi, iertarea ca să o poți simți trebuie să dai iertare. Iată în mijlocul tău de multă vreme am văzut inimi care au neiertare. Așa vorbește Domnul. Am în vedere să las iertare peste cel ce se căiește, zice Domnul. Am în vedere să las iertare pentru cel ce știe să dea iertare, fără să caute pricină. Iată, vegheatorii și străjerii sunt chemați să se urce sus pe zid. Căci omul era Elia, căci vrăjmașul a spus, vom împrăștia poporul acesta. Încetul cu încetul, nu dintr-o dată îi rupem. Încetul cu încetul îi lăsăm în pornirile lor și căutăm să îi împrăștiem. Încetul cu încetul să le meargă numele că trăiesc. Așa vorbește Domnul. Aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ai fost chemat să umbli în unitate, zice Domnul. De aceea, în vremea aceasta, caută să strângi rândurile. Neomana vialet, pentru cei cu perii cărunți. Vrășmașul a spus pe unii, nu-i putem opri din alergare, dar îi vom face să-și piardă din răsplătire. Așa vorbește Domnul, vegheați în vremea aceasta. Căci iată, sfârșitul alergării unora este mai aproape decât vă gândiți voi. Numărătoarea zilelor este la mine, Domnul. Și vreau să lucrez în cetatea aceasta încă cu îndurare, ca nu cumva să fac un semn în cetatea aceasta și cum mulți au zis, ce se întâmplă acolo? Iată, din nou să fie o priveliște cetatea aceasta, așa vorbește Domnul. Placă-vă în vremea aceasta fiecare să vă cercetați pe voi și corturile voastre. Cercetați-vă altarul vostru, zice Domnul. Altarul să fie gres, să fie pus în lerovia aleie. În vremea aceasta mulțumirea pe altar, nu din cuvinte, ci din adâncul inimii. Să fie delimitat perimetrul ascultării, căci numai astfel sunt primite jertfele. Iată, zice Domnul, sunt prezent și văd mintea unora chiar în momentul acesta, judecă lucrarea mea și pe cel ce vorbește numele meu, judecați-vă pe voi înșivă, căci încă este vremea îndurării, zice Domnul. Cheomana via ales. Vremea aceasta se cheamă încă o vreme de îndurare. Și vine o altă vreme, când urcușul poporului meu va fi mai greu. Și dacă unul are să o vrut vremea care a trecut grea, vremea care vine va fi mai grea, zice Domnul. De aceea, zice Domnul, fiți cu luarea minte și vremea aceasta nu cereți iertare de buze, nu dați iertare de buze. Cereți iertare din adâncul inimii, fiecare dreptul vinovăției lui. Și dați iertarea din toată inima ca să puteți să aveți viață și să nu fiți judecați. Amin. Așa vă mulțumesc.